Deschidem cuvântul Domnului în Isaia, capitolul 43, începând cu versetul 1, un text cunoscut, un text de încurajare. L-ați citit de multe ori când ați fost descurajați, când ați plâns. Nu mai zic de ce ați plâns, că fiecare știe, da? Dar ăsta a fost unul din capitolele care ne-au încurajat și ne-au dat putere să mergem înainte, așa-i? L-am citit fiecare dintre noi. Isaia 43, cu versetul 1. Acum așa vorbește Domnul care te-a făcut Iacove și cel ce te-a întocmit Izraele. Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor îneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Am văzut că ați zis mai greu amin, dar nu supărat, că știu că unii din voi ați mers la școală și ați târâit Adida și după voi vi-ați jolit de ciudă că a început școala. Orice sfârșit are și un început și orice început are și un sfârșit. Se cânta ultima cântare, spunea că îmi doresc să las în urma mea ceva, să-și amintească lumea, să lasă și amintească lumea ceva în urma mea. Și dorința compozitorului a fost să amintească viața mea despre Isus. Acum să știți că toți își amintesc de noi, nu? Te uiți la unul și știi că o lua banii împrumut de la taică, tu nu i-o mai adus, când îl vezi, ce-ți amintești? Că nu i-o dus banii împrumut la... sau ție, sau de la tine o lua, da? Toți lăsăm urme în spatele nostru. Lăsăm urme mai bune sau mai rele. Acum, dacă Dani poate o zis că nu s-o înțeles cu Dariu la primul îndemn, acum nici eu nu m-am înțeles cu el la cântarea asta. Nu m-am eu arătat la început ce cântări au fost pregătite și așa au fost călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Știți că urmele care le lăsăm în spatele nostru, ceea ce rămâne în urma noastră, e condiționat de alegerile care le facem. Fără să știe, fără să știu ce cântă și ce o să predic, ei n-or știut care-i mesajul, numai titlu, dar uite că așa le-o legat Dumnezeu în seara aceasta. Pentru că în seara asta vom vorbi de alegeri bune, că doar alegerile bune duc la final fericit. Cei mai mulți vor toate alegerile lor să ducă la final fericit. Toți ne dorim fericire, așa-i? Îi cineva care nu vrea să fie fericit? Îi cineva, da? E ăla care e căsătorit, ăla vrea să-și facă partenerul fericit, da? Să țineți minte, dacă vă zic, da, uite, zâmbiți. Da, ăsta e scopul căsătoriei. Să te bați tu cu pumnul în piept să zici, eu vreau să fiu fericit. Greșit! Când te căsătorești, nu tu vrei să fii fericit, ci partenerul. Și atunci când ai grijă de celălalt, celălalt are grijă de tine și atunci găsești fericirea împreună cu partenerul de viață. Vreau să vă întreb dacă știți de câte ori facem alegeri într-o zi? Într-o zi, câte alegeri facem? Știți? Nici eu nu știu. Dar într-o oră, știți câte alegeri facem? Nici eu nu știu. Într-un minut, știți? Nu știu. Dar într-o... îi vreo secundă. Să putem să stăm o secundă fără să nu alegem ceva? Poți sta? Nu poți sta, că trebuie să respiri, da? Alegi să respiri, da? E o alegere. Sau alegi să nu respiri. Încerci, nu? Alegi să te uiți în stânga, anumite alegeri care le faci din reflex, dar oricum alegi, conștient sau inconștient, oricum alegi să te uiți în stânga, să te uiți în dreapta, strigă cineva din spate, alegi, da? Te uiți să vezi cine strigă sau te uiți în față la amvon, la predicator, la cântăreț și așa mai departe. În fiecare zi, în fiecare clipă, facem alegeri, în fiecare clipă. Nu știu dacă avem vreo secundă să nu alegem, da? Ce alegi? Încep să mă mișc în dreapta, deci sunt alegeri, nu? Tu stai picior peste picior, stai liniștit că nu te-or filmat. Dar e o alegere, nu? Uită-te la colegul cum stă. Altă poziție, și asta e o alegere, nu? La fiecare e o alegere. Da, gesticulezi, nu gesticulezi, dar de ce facem alegeri? V-ați gândit de ce facem alegeri?
Știți de ce? Din pricina nevoilor care le avem. Noi avem niște nevoi și în urma nevoilor care le avem trebuie să facem alegeri, da? Noi în fiecare clip avem diferite nevoi care trebuie să le împlinim. Și atunci, în urma nevoilor care le avem, noi trebuie să hotărâm ce facem. Sunt hotărâri care trebuie să le iei pe moment, la secundă, la clipeală, să vezi ce ai de făcut în continuare, da? Sună ceasul sau telefonul dimineața, acum nu mai sunt ceasuri, numai ăia care sunt foarte retro, ăia au ceasuri, da? Cu cuc sau cu sunerie dimineața, mi-e dor să mai aud un ceas din ăla, știi? Auzim numai telefonul. Când sună telefonul, ce faci? Trebuie să alegi, da? Te ridici sau îi dai amânare 5 minute, da? Ai programat amânarea de 4 ori la 5 minute, încă 20 de... Uite, v-am prins! Asta-i, da? Și la mine e 15 minute. De 3 ori nu mă amână suneria, da? Așa mi-am programat stilul, dimineața mai stau, mai zăbovesc, îți trezi, dar mai stau în pat, după aceea mă duc, citesc, mă rog și așa mai departe, în fine. După ce ai dat amânare sau te-ai ridicat din pat, mergi la următoarele decizii, că ai nevoi, da? Ai nevoie de haine, surorile, fetele, da? Sunt cele mai mari nevoi, dar și cele mai mari decizii. Atunci te ia mâncărimea de cap. Ce, cu ce mă îmbrac? Da? Nu știi cu ce să te îmbraci, săraca de tine, să rupe dulapul. Ți-i îndoit fierul ăla acolo la dulap, de câte umerașe ai pe... Și tu nu știi cu ce să te îmbraci. Din pricina nevoii de îmbrăcăminte, trebuie să alegi cu ce te îmbraci. Pleci la școală, pleci la biserică, pleci în oraș, trebuie să alegi. Să alegem în fiecare, după ce ai ales hainele, trebuie să alegi pantofii. Iar n-ai cu ce să te încalți. Dacă la dulapul plin ai avut cu ce să te îmbraci, normal că nici la pantofi nu ai cu ce să te încalți. Și atunci nu știi culoarea, le dai jos, sandale, pantofii închiși, cizme și așa. Acum vin cizmele, se scot toate din podă la naftalină, să vedeți săracile cât sunt toate șifonate. Stau, acum nu știi cum să le ții să se îndrepte, pentru că vine toamna și... Plecăm cu toții spre iarnă. Vedeți, în fiecare clipă, după ce te-ai îmbrăcat, după ce te-ai încălțat, trebuie să mănânci, da? Care mâncăm, nu? De fapt, toți mâncăm. Trebuie să alegi. Mănânci cu grăsime, mănânci vegan, sari peste masa de... Deci, în fiecare, din pricina nevoilor care le avem, noi în fiecare clipă trebuie să facem alegeri. Sunt fel și fel de alegeri, da? Putem continua la nesfârșit. Alegi cu ce să mergi, cu trotineta, cu bicicleta, cu mașina, cu autobuzul, pe jos, astea sunt alegeri. În fiecare clipă, din pricina nevoilor, noi suntem asaltați de alegeri. Sunt alegeri de căsătorie, da? Ai o anumită vârstă, da? Când trebuie să te căsătorești. Știi că și am întâlnit pe cineva, el la 17 ani, a zis că vrea să se însoare. Și eu zis, o, fratele slujitor, eu zis, du-te acasă, dă-ți două palme și mai așteaptă un pic. Nu? Dar din pricina că e o nevoie. Acum să știți, nevoile sunt lăsate de Dumnezeu, așa funcționăm noi, cu fel și fel de nevoi. Problema îi, în fața nevoilor care le avem, e foarte important decizia care o luăm, da? Pentru că dacă alegi să mănânci numai cu grăsime și tu ca să le faci în ciudă la toți, tu tai porc în luna august, să uită toată lumea că numai tu îți permiți să stai porc în luna august, sigur, porcul se va vedea pe tine. În câțiva ani, în alegerile care le-ai făcut, în urma nevoii de a mânca, au trebuit să alegi. Și atunci se vede pe fiecare dintre noi, se vede pacii, peste tot se vede, da? Se vede ceea ce mâncăm. Se vede cum dormim, dacă dormim noaptea, dacă nu dormim noaptea, da? Uitați-vă că aici vreau să ajungem în seara aceasta și vreau să înțelegem că în fiecare clipă suntem asaltați de alegeri. Dar aș vrea în seara asta să vorbim despre alegerile care duc la fericire. Alegerile bune au final fericit. Finalul e la Dumnezeu. Dumnezeu promite finalul fericit dacă alegem ceea ce trebuie. Uitați-vă, vreau să vă dau un exemplu ca să înțelegeți că atunci când ai o nevoie și trebuie să faci o alegere, să știi că de cele mai multe ori nu faci alegerea de unul singur. De cele mai multe ori intervine cineva să te influențeze, da? Vrei să alegi cu ce să te îmbraci, șosuni sau îi arăți pe Facebook, pe WhatsApp, video,
tu cu ce te îmbraci azi? Sunteți două prietene, tu, fato, cu ce te îmbraci azi? Și spui, îmbracă-te cu nu știu ce culoare, că oaie mă îmbrac și eu, merem împreună la facultate să fim îmbrăcate la fel, nu? Te influențează la îmbrăcăminte, te influențează la mâncare, nu-ți lua din astea, da? Noi în fiecare zi suntem influențați de cei de lângă noi, cu diferite păreri. Dar știți că atunci când oamenii ne influențează în a lua anumite decizii, de a avea anumite hotărâri în viața noastră, să știți că și Dumnezeu ne dă semnalele bune ca să știm ce să alegem. Nu există să vrei să alegi bine și Dumnezeu să tacă în dreptul tău. De aceea poza care s-a făcut de generic, ați văzut, e acolo, eu i-am admirat pe băieții de la media pentru ingeniozitate, nu știu, în fiecare luni au câte o idee așa, cum să pregătească afișul pentru lunea următoare. Acolo, în toate săgețile alea, apare o săgeată roșie. De ce? Pentru că acolo arată că Dumnezeu intervine în deciziile noastre. Nu ne obligă, dar El ne șoptește, ne spune, așa cum colegul, colega ne influențează, ne șoptește, prin cuvintele care ni le spun, ne influențează decizia, la fel și Dumnezeu. Știi de ce te-o adus în seara asta aici? Nu din cauza afișului, nu din cauza serii de tineret, nu din cauza că te-o chemat un prieten sau o prietenă. Tu ești aici pentru că Dumnezeu vrea să influențeze viața ta. Dumnezeu vrea să influențeze decizia ta. Dumnezeu vrea să-ți vorbească în vremea aceasta, să te ajute, să iei exact decizia bună, alegerea bună, ca la finalul alegerii, la finalul alergării, să ai cu adevărat un final fericit. Vreau să vă dau un exemplu din cuvântul lui Dumnezeu. Despre un băiat care avea și el o nevoie, ca mulți din locul acesta, nevoia de însurătoare. Da? Și când ai nevoia de însurătoare, începi să cauți. Să știi că întotdeauna diavolul va aduce un personaj lângă tine să te influențeze dramatic. Dar în orice moment, cât e de dramatic, Dumnezeu își va face loc să-ți vorbească, să-ți spună că nu-i bine, să-ți spună să te oprești. Vreau să deschideți cu mine Biblia în 2 Samuel, capitolul 13, versetul 3, 4 și 5. Spune cuvântul Domnului așa, despre un fiu de-a lui David, Amnon, ați auzit cu toți de el. Spune cuvântul Domnului că ăsta s-a îndrăgostit de o soră vitregă de-a lui, de Tamar. El zice că era foarte frumoasă. Cum nu-i problemă că era îndrăgostit, era normal, era vârsta, avea și capacitatea de a deveni soț și tată. Și nu a fost o problemă. Și spune cuvântul Domnului așa, versetul 3. Amnon avea un prieten. Câți nu și-au ratat viața din cauza unui prieten? N-ai văzut că atunci când ai o nevoie, îți apare imediat un prieten? Știți că îi dimineața la vocea Evangheliei, să nu ștergi versetul, îi la vocea Evangheliei, o melodie de-a lui Alex Tașcu, care zice așa, începe Alex, eu mă cunosc cu el, zice, ce ești trist, mă? Păi ce să fac, nu merge bine. Așa începe melodia. Știți că ați auzit dimineața, mai ales lunea dimineața, cred că azi de dimineață n-am ascultat, dar cred că azi de dimineață or fi dat-o, nu? Totdeauna va interveni un prieten când vrei să iei o decizie bună. Și auziți, zice că Amnon avea un prieten numit Ionadab, fiul lui Shimea, fratele lui David. Și Ion, ăsta era vărusul, da? Erau și prieteni și verișori. Zice, și Ionadab era un om foarte șiret, dar erau prieteni. Era șiret, ăsta avea o nevoie și șiretul ce face? Te leagă, nu? Te legi cu șiretul, da? Ăsta era șiret, ăsta avea o nevoie. Ăsta trebuia să ia o decizie, în urma nevoii lui, trebuia să ia o decizie. Și spune cuvântul Domnului așa, versetul 4, el i-a zis, pentru ce te usuci din zi în zi, tu fiul împăratului? Nu vrei să-mi spui? Doar suntem prieteni. Hai, spune-mi ce-i supărat. Ia de aici, ia numai un fum. Câți n-or început țigara? Câți n-or început de la un prieten? Că n-o venit să-i dea la biserică, în fața bisericii, să-i dea preotul de la biserică. Nu l-ombia nici cu țigară, nici cu sticla de băutură, nu l-ombia nici cu drogurile, nu cu... știți cine îl îmbie? Prietenul. Te prinde în momentele de decizie. Și totdeauna îți va spune, hai că am soluție. Hai să-ți spun cum trebuie să faci.
Hai să-ți spun, noi suntem prieteni, știi că țin la tine. Nu vreau să te las în starea asta. Nu vreau să rămâi așa. Și spune cuvântul Domnului așa: pentru ce te usuși din zi în zi, tu fiul împăratului? Nu vrei să-mi spui? Amnon i-a răspuns: iubesc pe Tamar, sora fratelui meu Absalom. Nu era nicio problemă. Era fata de căsătorit, el era de căsătorit. Numai problema e că a intervenit cine nu trebuie când trebuia ăsta să ia o decizie. Ionadab i-a zis, auziți cu ce soluție a venit. Ionadab i-a zis: culcă-te în pat și fă-te bolnav. Când va veni tatăl tău să te vadă, să-i spui: dă voie surorii mele Tamar să vină să-mi dea să mănânc, să-mi pregătească sub ochii mei o mâncare, ca să o văd și să o iau din mâna ei. Vine prietenul cu soluția, vine prietenul cu decizia, să-l ajute să ia o hotărâre, să ajungă la punctul de a alege, și vine să-l influențeze. Știți care e problema? Acum transmitem live, dar vă spun numai așa de departe. Câți n-ați ajuns în gropi? Gropile tinereții, din pricina colegului cu care stai în cameră la internat, colegii cu care stai la internat, alu ăla care se dă spiritual și îți spune: am avut din partea Domnului, te zăpăcește de cap, am avut din partea Domnului, stai să-ți spun, stai, te tulbură. Să știi ceva, întotdeauna când Dumnezeu îți vorbește, Dumnezeu îți dă liniște și nu-ți druncină onoarea. Dumnezeu nu te umilește, nu te face să fii un milog, nu! Știi că dacă, o zis unul către una, dacă nu mă iei pe mine, mi-o zis Domnul, că ți-ai ratat toată viața. Și asta e, una era zdruncinată în credință, nu mai știu. La zi la ăla să stea liniștit, să-ți vorbească Domnul și ție. Păi normal că trăgea focul la oala lui. Că Ionadab din ăștia sunt mulți, din ăștia cu șireturile, sunt mulți care vor să te tragă în cursă. Dar auziți ce spune, aude Tamar de intenția lui frate su vitreg. Și auziți că Dumnezeu îi vorbește prin fata aceasta, îi vorbește. Spune cuvântul Domnului, versetul 12 și 13. Ea, fata aceasta, i-a răspuns: nu, frate, nu mă necinsti, căci nu se face așa în Israel. O zis, nu-ți pierde demnitatea. Uitați-vă că ea nu l-a umilit, ci l-a ajutat să-și păstreze demnitatea. O zis, eu te ajut să iei o decizie în care tu să rămâi sus. Nu vreau să mă umilez nici eu, dar nu vreau să te umilez nici pe tine. Căci nu se face așa în Israel, nu face mișelia aceasta. Versetul 13. Unde mă voi duce eu cu rușinea mea? Și auziți acum, și tu vei trece drept un mișel în Israel. Dacă mă corupi, dacă mă forțez, eu rămân cu rușinea și tu vei trece un mișel în Israel. Și auziți că îi dă soluția. Legal, normal, fără rușine. Îi spune așa: acum vorbește, te rog, împăratului și nu se va împotrivi să fiu a ta. I-o da Domnul soluție. I-o da Domnul, nu și-o bătut Domnul joc de să zic că tu la 60 de ani te însori. Tu pentru ce ai vrut să faci? Nu, a venit fata asta și i-o arăta săgeata roșie. Ia decizia care trebuie. Ia decizia care trebuie. O zis, du-te, cere-mă la împărat și o să vezi că împăratul o să mă dea la tine și o să fii cu adevărat un bărbat respectat în Israel, o să fii un bărbat care vei fi privit cu stimă, cu respect, dar du-te, vorbește cu împăratul. Vă întreb, o ascultat? Nu o ascultat. Nu întreb sau întreb, dar să vă gândiți numai, să nu vorbiți cu voce tare. De câte ori nu ne-a vorbit Dumnezeu decizia care să o luăm? De câte ori nu ne-a arătat Dumnezeu săgeata roșie pe unde trebuie să intrăm? Să rămânem lângă Dumnezeu, să rămânem cu onoarea înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. De câte ori n-a trimis Dumnezeu solul lui? De câte ori nu ți s-o predica de la amvon să ți se spună din partea lui Dumnezeu exact problema ta? Întrebarea îi, ai ascultat? Întrebarea îi, ai mers la împăratul să vorbești? Sau ai făcut ce-o făcut Amnon? În seara asta vreau să ne uităm în textul care l-am citit și aș vrea să înțelegem ceva. Din textul acesta, din Isaia, capitolul 43, e un cuvânt cunoscut de toți. Când e vorba de decizii, să știți, în urma nevoilor care le avem, Dumnezeu, să știți că Dumnezeu este Cel care ține cont de nevoile noastre. Și vreau să vă vorbesc patru nevoi
principale ale tinereții, ale vieții, de fapt. Întotdeauna când ai o nevoie, nu te grăbi să iei decizia. Nu te grăbi să iei decizia. Pentru că vărusul lui Amnon l-a grăbit. Du-te, fă, cheamă să-ți facă turte, prefăte, totul pe rapid. Când cineva te grăbește, când totul se grăbește, hai investește, ai 10.000, dă-i încoace repede că-i băgăm undeva, o să vezi că în 2 săptămâni, măi, prea rapid. Când e pe rapid, nu te băga, stai liniștit și așteaptă ca Dumnezeu să-ți vorbească. Vă dau un exemplu, e un băiat sau doi, dar mă uit după ei, nu s-a cins seara asta. Mai cu ceva ani în urmă, eu năcăjit cineva la lucrarea de tineret, eu supărat, sau ori văzut ei că supărați. Și am știut că supărați și m-am dus și am vorbit cu ei și am zis, uite, nu, zice, eu plec, nu mai stau, eu nu mai vreau să cânt, bă, stai, mă, un pic, mă, i-am dus jos la beci, la subsol. Și am stat de vorbă cu ei, cu amândoi. Și-o zis, nu ne opri, nu mă opri că eu nu mai rămân, eu plec. Bă, stai, mă, un pic, că n-am venit să te opresc, ascultă-mă, fii atent. Eu nu zic nici să pleci, nici să stai, n-am venit să te opresc. Dar vreau să vă rog ceva pe amândoi, după discuții cu ei, zic, vreau să vă rog ceva pe amândoi. Vreau să vă rog să nu luați decizia asta în grabă, pripiți, acum, că nu. Dom'le, vrei să pleci? Foarte bine, pleacă unde te simți binecuvântat, dar du-te la adunare și rămâi ancorat de Dumnezeu. Dar nu vă grăbiți să luați decizia asta rapid. Nu lua decizia la grabă și la supărare. Unul din ei a zis către mine, nu, eu am luat-o deja, mă, oprește-te, nu, eu gata, am plecat, nu mai stau. No, bine, ce să faci, nu te pot spune că... Ălalalt m-a luat, prietenii amândoi, m-a luat în seamă. Și ori plecat, ne-am rugat împreună, am dat mâna cu ei, le-am zis, nu vă influențez nici să plecați, nici să rămâne. Numai vă rog, nu plecați sub presiunea momentului. Nu luați decizia sub presiunea emoțiilor. Mergeți acasă, liniștiți-vă, rugați-vă, vedeți care e voia lui Dumnezeu și noi, eu și oricare, vă respectăm decizia, că ești liber să rămâi acolo unde te simți binecuvântat și unde poți merge în continuare să-L slujești pe Dumnezeu. Unul din ei, ălalalt, după vreo 2-3 zile, mă întâlnesc cu el la biserică și vine la mine, zic, cum ești? Zice, frate Dani, nu mai plec, m-am dus acasă și m-am rugat, am stat înaintea lui Dumnezeu și zice, Domnul, mi-a făcut să întreagă supărarea. Zice, nu mai e supărat și nu mai plec. Că zice, așa mi-a vorbit Dumnezeu, să nu plec. Și-a rămas, ne-am îmbrățișat, zic, bă, să știi că eu nu vreau să te influențez. Eu am vrut numai să nu iei decizia pe grabă. Și-a venit, el nou, e în biserică, e asta. Știi ce s-a întâmplat? Ălalalt a plecat. Dar acum e înapoi aceea la noi. Că a revenit. Știi cum a venit? Zic, ce faci? Nu lua deciziile când trebuie să iei o decizie. Dacă e pe grabă, oprește-te și liniștește-te, că Dumnezeu îți va vorbi. Când îți lucrurile în grabă, când totul se precipită, să știi ceva, acolo e diavolul care vrea să-ți influențeze decizia și să te bage pe o direcție greșită și să pierzi finalul fericit. Uitați-vă prima nevoie care o găsim în textul acesta, de la adevăratele nevoi care le găsim în Isaia 43. Prima nevoie, știți care e? Nevoia de apartenență. Noi avem toți nevoie să știm că aparținem cuiva. Asta e prima noastră nevoie. Auziți în versetul 1 ce spune. Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc. Te chem pe nume, ești al meu. Asta e prima noastră nevoie. A cui ești, mă? După freză îl știi al lui cine îi. După zâmbe, da? După culoarea părului. Știi că ăla e al lui? Cu tare, că aparține cuiva. Cea mai mare nevoie, de fapt prima nevoie, a omului, îi nevoia să știe că aparține cuiva. Uitați-vă la frați în vârstă, la unii frați în vârstă. Când vorbești cu ei, când și-o prezintă pe nevastă sa, au 75-80 de ani, nu mai strigă pe nume. Știi cum îi zice? A mea, a meu. Așa zice bătrâna. A, păi și omul meu. Nu mai știe cum îl cheamă, poate are Alzheimer sau mai știu eu ce. Dar știe că ea ei. Zice, a meu, și femeia mea, a mea,
cam așa unii din frați în vârstă, din oameni în vârstă, așa se strigă unul pe altul, da? Și se prezintă unul pe celălalt. Noi toți avem nevoie să știm că aparținem cuiva. Uitați-vă ideologia asta de gen, uitați-vă curcubeții ăștia, să nu zic altcumva, da? Uitați-vă ce-o încercat să facă. Când vorbești cu un tânăr, acum îi barbă lungă, cine n-are barbă își lasă păr lung. Știi? Și nu, domne, stai cum vrei că nu stai la mine în casă. Nu e o problemă lucrul ăsta. Dar uită-te, când ai părul lung, dus, plete în vânt, în generația noastră, știi ce arată? Că nu e, ai probleme cu ce? Nu știi de care parte ești. Asta e o mare problemă. Toți se uită la tine. Când umbli ca băiat, cu hainele foarte strâmte pe tine, când ești foarte, ai un mers din ăsta de... Nu știu cum să-l denumez, nu mai vreau să denumez mersul, da? Știi ce arată? Că ești mai mult de partea lor decât de partea noastră. Dar știi ce spune Dumnezeu? Eu vreau să-ți spun în seara asta că tu ești a meu. Așa i-a spus în Isaia 43, așa i-a spus către poporul Israel. Dacă ai momente în viață, că știi că ai momente când nu știi a cui ești, știi ce spune Dumnezeu? Ești a meu. De ce-i nevoie, și o să se anunțe la final, că urmează botez în apă? De ce insistăm tare mult să intri, să te împaci cu Dumnezeu, să intri în apa botezului? Ca să arăți diavolului, ca să arăți lumii cui aparții tu. Prin actul botezului, prin intrarea în apa botezului, arăți lumii întregi că tu aparții lui Dumnezeu. De aia noi suntem chemați în vremea aceasta să înțelegem că Domnul este Cel care investește în noi. Și îți spune în seara asta, dacă oamenii te resping, dacă prietenii, dacă îți anumite cercuri de ale tale în care nu mai ești acceptat, știi ce spune Dumnezeu? Ești primit aici. Lucrarea asta de tineret, biserica asta, e un loc care primește, e un loc care așteaptă. Tu nu vii pentru mine, tu nu vii pentru grupul de închinare, tu vii aici cu un singur gând, că tu vrei să aparții lui Dumnezeu, amin? Asta e dorința ta, da? Dacă ai altă dorință, e foarte grav. Prima nevoie care o împlinește Dumnezeu, Dumnezeu îți spune în seara asta, tu nu ești a nimănui, tu nu ești unul din ăla colorat, tu nu ești unul din ăla care îți spune, eu aleg mai încolo, da? Aleg mai încolo ce o să fiu, fată sau băiat. Nu! Tu ești al lui Dumnezeu, tu aparții din poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu te-a creat și Dumnezeu te iubește. Că vin și spun, Doamne, dar Dumnezeu nu iubește și pe aia alți. Că asta e marea problemă. Știu că e delicat să vorbim. Dar dacă nu vorbim, când să, ce să fac, cum vorbim prin semne, nu? Vin oamenii și spun, dar ce, pe el nu iubește Dumnezeu? Totdeauna, omul iubit de Dumnezeu, Dumnezeu s-a uitat la el și Dumnezeu i-a oferit șansa să se schimbe. Dar să știți, sunt oameni pe care i-a iubit Dumnezeu și n-or profita de dragostea lui Dumnezeu. Nu s-or lipi de Dumnezeu. Tânărul bogat a fost unul sau singurul din Biblie de care spune Biblia că Domnul s-a uitat la el și l-a iubit. I-a ajutat la ceva? I-a fost de folos că Domnul l-a iubit? Nu i-a fost de folos cu nimic, pentru că și-o continua viața mai departe, s-o dus în continuare pe drumul lui. Știi ce aș vrea să înțelegi? În nevoia aceasta care o ai, tu nu ești singur, tu nu ești părăsit, tu ești a lui Dumnezeu, tu ești a Domnului. Și aș vrea să zicem din toată inima, slăvit să fie numele Domnului. Te uiți la viața ta și mă uit la viața mea și zice, spun, nici eu nu m-aș fi ales pe mine, dar Dumnezeu ne-a iubit pe fiecare dintre noi și ne-a ales pe fiecare dintre noi. De aceea, tu, știi ce ar vrea să înțelegi în vremea aceasta? Că trebuie să arăți tu a cui ești. E un moment, s-o predicat și aseară. E un moment în care trebuie să arătăm a cui suntem. E un moment în care trebuie să arătăm lucrul acesta. Oamenii îți vor spune, prietenele tale, acum mergi la facultate, acum începi și tu să fii pe picioarele tale. Te vor pune la teste să te zdrobească, să te calce în picioare. Tu trebuie să arăți de la început a cui ești. Îți va spune, tu ai 21 de ani, nu, tu n-ai prieten, n-am. De-aia nu te bagă nimeni în seamă. Vino să-ți arăt eu. Vă dau un exemplu. Nu știu dacă se uită Dana, nu-i prea convine când zic ceva de ea. Dar acum nu e aici și pot să vă zic mai ușor. Când ne-am căsătorit, ea era în primul an de facultate, la agronomie. Avea o colegă de clasă
care avea un prieten de câțiva ani de zile. Domnii erau happy, sus, jos, erau împreună totul. Am venit și eu acolo, mic, slab, o așteptam la facultate, după ce ne-am căsătorit, o așteptam să iasă de la facultate, stăteam și eu în mașină, sau mai ieșeam câteodată acolo în curte afară și o așteptam seara să iasă de la ore. După ce ne-am căsătorit, o zis prietena ei, colega ei de an, o zis către ea, auzi, dar zice, tu te căsătorești acum la sub 21 de ani? Cum să fie așa? Uite, zice, eu cu iubii meu, suntem de 7 ani împreună. Suntem de 7 ani împreună și noi n-avem probleme. Eu s-a lui și el e a meu. Credeți că așa a fost? Și-a zis, Dana, nu, zice, noi avem un principiu la biserică. Vrei să mă ai? Mă duci la împăratul, da? Cum o zis Tamar. Mă ceri? Îți asumi? Păi asta e căsătoria, da? Îți asumi, domne, îți asumi. Și-a zis, la noi așa e. O trebuie, vrei să mă ai? Îți asumi. Mă poți ține? Dacă mă poți ține, mă duci la împăratul și ne căsătorim. Nu mă poți, mă lași în pace. A, zice, voi gândiți prostii, zice, asta nu e așa, uită-te la noi, ce bine ne înțelegem, explodăm de fericire. Mă, zice, explodați liniștiți. Nu au zis chiar așa, dar pe acolo au fost, pe undeva. Știți ce s-a întâmplat? După vreo 2 ani sau terminase facultatea, da, o termina facultatea și ne-am întâlnit cu fata asta undeva pe centru, slabă, uscată, așa subtă la față, parcă era bolnavă. Și se întâlnește Dana cu ea, o întreabă, zice, vai, dar ce-i cu tine? Ce s-a întâmplat de ai slăbit așa? Păi zice, Dana, să vezi prin ce am trecut. Zice, știi când ți-am zis că n-ai minte că te căsătorești așa repede și am zis că eu sunt fericită și tu ești cum ești? Și zice, mi-aduc aminte. Zice, iubi ăla meu, după 7 ani de zile, o zis către mine, și pe tine te iubesc, dar am pe alta care o iubesc mai mult. Și zice, o plecat de la mine și zice, zdărâmată. Zice, am vrut să-mi iau viața, am vrut să renunț cu totul la viață, îs la pământ, am slăbit, de nu mă mai pot opri. Îs îndurerată, îs trântită, toată viața e zdruncinată. Ce faci în momente din astea? Ce faci în momente când ai luat decizii greșite? Ce faci? Când n-ai pe cine să te sprijini, când n-ai legătura cu Dumnezeu. Dar știi ce spune Dumnezeu? Știu că nevoia ta îi nevoia să știi că aparții cuiva. N-ai vrea în seara asta să spui, Doamne, vreau să aparțin ție, vreau să aparțin numelui tău, să nu-mi fie rușine niciodată de numele tău, să nu-mi fie rușine niciodată că mă căsătoresc, domnișoară, că mă căsătoresc, fecior, să nu-mi fie niciodată rușine că te-am slujit din copilărie. N-ai vrea să-i spui asta la final când ne vom ruga, să-i spui Domnului, Doamne, să-ți aparțin numai ție, numai ține. Am mai spus alte dăți, să știi că numai când găsești un om care aparține lui Dumnezeu, numai atunci îți va aparține și ție. Degeaba te lauzi că îți aparține ție. Uită-te dacă întâi aparține lui Dumnezeu. Dacă zice Dumnezeu despre el și el despre Dumnezeu, ești al meu. Asta e marea, prima nevoie a noastră. Să știi că aparții cuiva. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Te chem pe nume, ești al meu. Al doua nevoie a noastră. Știți care e? Nevoia de comuniune. Îi nevoia de comuniune. La ce storc săracile fete de la ceai? Atâtea limonade și ne pregătesc extraordinar aceea afară. Știți de ce? Că e nevoia de comuniune. Uitați-vă ce tristă generație am ajuns să fim. Plin de prieteni la Facebook, urmăritori. Dar nu te urmărește niciunul. Tu ești plin de urmăritori și de urmăritoare, dar nu-ți bate nimeni la ușă. Nu te uiți în spate, nimeni nu-i după tine. Dar tu ai 3.000 de urmăritori, ai 5.000 de prieteni și te simți tot singur. Vreau să vă rog ceva. Am văzut la unii la Facebook, cea mai tristă stare, cea mai tristă stare care există în lumea asta. Scrie unde au făcut școala, facultatea, masterul, doctoratul, unde lucră, câte facultăți au făcut tăte și la un moment dat scrie, e o inimioară și știi ce scrie? Ziceți voi, singur. Băi, e cea mai tristă stare, bă, scoate lucrul ăsta. Scoate-l de acolo, nu te mai lăuda.
Bă, ții milă, singur. Dar nu ești singur. Că Dumnezeu îți spune că nu ești singur. Tu ai nevoie de comuniune. Auziți ce spune în versetul 2? Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor râneca. Dacă vei trece prin foc, flacăra nu te va arde și focul nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. De ce? Căci eu sunt cu tine. E nevoia aceasta de comuniune. Știți că a doua nevoie a noastră, tot Dumnezeu o împlinește. Indiferent cât de singur te simți în casa ta, indiferent cât de singur te simți în mediul tău în care îți desfășori activitatea, să știi ceva, tu nu ești singur. Dacă ești ancorat de Dumnezeu, tu nu ești singur. Sunt situații prin care trecem când Dumnezeu ne lasă să fim testați. Știți că și Ilie a avut o stare din asta în peșteră, după ce a coborât foc din cer, îl amenință o femeie. Gândiți-vă puterea unei femei mai puternică decât 450 de bărbați. Ăia tăți s-au temut, i-a luat Ilie, i-a coborât, nu știu cum i-a târâit jos în pârâu, chison, și i-a junghiat pe toți acolo. Unul nu a comentat, unul nu a zis că nu coboară. Pe toți i-a luat și se ridică Izabela și l-amenință și spune, mâine, pe vremea asta, se va întâmpla cu Ilie ce s-a întâmplat cu slujitorii mei. Știi ce face? Începe să tremure. Gândiți-vă ce, băieți, aveți grijă. Gândiți-vă ce putere are o femeie. Îl bagă pe omul lui Dumnezeu în spaime, în sperieți. Se sperie. Merge și se aleargă, se ascunde într-o peșteră. Era supărat acolo. Era supărat, îl întreabă Dumnezeu, stătea cu capul între genunchi acolo, supărat, îmbufnat. Da, a pus grimasa aia, zâmbetul cu capul în jos și a zis, sunt supărat. Îl întreabă Dumnezeu, ce faci aici? Supărat. Ești supărat? Da. Vreau să mor, Doamne. Serios, vrei să mori? Câți n-or fost în momentele de singurătate? Te știi ce a zis? Vreau să mor. Dar știi ce a zis Dumnezeu? Dar tu crezi că m-ai slujit pe mine și eu te las așa să mori? A zis, da, vreau să mor aici în peșteră. Nu, gândiți-vă dacă l-a ascultat Dumnezeu. Să-i fi dat un infarct, să fi murit în peșteră acolo. Cum îl găseau pe Ilie? Uscat, mumie, da? Pietrificat, mumificat tot. După 2 ani de zile îi găseau numai oasele. Dar Dumnezeu s-a uitat la Ilie și a zis, știu că ești supărat. Știu că treci prin diferite situații. Dar zice, nu-i momentul de murit acum, că mai am ceva de lucru cu tine. Mai am ceva. Uitați-vă cât de mărunt o gândit Ilie și cât de măreț l-a ridicat Dumnezeu la cer. Pe cât s-a ridicat Dumnezeu ca pe Ilie la cer? Pe cât? Pe niciunul, numai pe Ilie. El a zis, nu mai vreau. De câte ori n-ai zis în momentele când n-ai avut cu cine să comunici, când n-ai avut la cine să scrii un mesaj, când ai știut că nimeni nu te înțelege, de câte ori n-ai zis, sau poate ai făcut alte lucruri, nu vreau să le mai amintesc, sau poate te-ai gândit la alte lucruri, cumva să nu mai ai legătură cu viața aceasta. Și te uiți după ani de zile și vezi cum Dumnezeu a început să-ți clădească toate cioburile. Cum a început Dumnezeu să-ți ambaleze toate pietricelele vieții tale. Când Ilie, poate ești în seara asta un Ilie și zici, dar eu nu am cu cine să vorbesc, eu nu mai am ce să fac, eu nu mai am pe unde să mă duc. Știi ce-ți spune Dumnezeu? Eu sunt cu tine, tu nu ești singur. În starea ta de tristețe, în starea ta de amărăciune, poate ai acasă pastilele tale, pregătite sau nepregătite. Și poate te gândești că ești o persoană care nu te bagă nimeni în seamă. Te uiți, Dumnezeu tot îți vorbește. Că te-a creat un om, un tânăr, o tânără, atât de minunat și atât de minunată. Și te uiți în oglindă și ești tot nervoasă de cum îți stă pielea pe față, de cum ai ridurile pe frunte, dar n-ai riduri. Dar diavolul îți arată numai riduri. Îți arată că ești părăsită, îți arată că ești părăsit, că pe tine nu te bagă nimeni în seamă. Îi cineva în locul acesta care te bagă în seamă și numele Lui este Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Domnului. Îți spun în seara asta, tu nu ești singur. La nevoia aceasta, Dumnezeu e lângă tine. Noi avem a doua mare nevoie, nevoia de comuniune. Și-a venit Domnul și-a spus, dacă vei trece prin ape, vei trece prin peșteră, vei trece prin momente când vei sta cu picioarele, cu capul între genunchi și nu vei vrea să vorbești cu nimeni. Vrei numai să mori. Stai atent să vezi dacă nu se oprește inima. Stai cumva atent să vezi dacă nu faci atac cerebral. Și zice Dumnezeu, nu așa se rezolvă problema. Nu acum când vrei tu să mori, nu-i timpul acum.
ce Dumnezeu are pregătit pentru tine. Poate ești la 17 ani, poate ai 18 ani, e o perioadă dificilă. E o perioadă în care simți părinții vrășmașii tăi, simți că nimeni nu te înțelege, că toți se dau mari de tine, că toate se dau mari de tine și pe tine nimeni nu te bagă în seamă. E cineva care te iubește, e cineva care vrea să-ți vorbească, să comunice cu tine, să trăiască lângă tine, să fie în permanență cu tine. Dar știi ce-ți spune? Ce o spus și la Ilie. Domnul niciodată nu intră în peșteră. Noi îl chemăm, Doamne, intră! Nu. Domnul i-a zis la Ilie, ieși la gura peșterii. O ieșit, Ilie? O ieșit. Știi când se rezolvă problema? Când ești la gura peșterii. N-a aștepta ca Dumnezeu să-ți arunce pastilele la gunoi. N-a aștepta ca Dumnezeu să-ți blocheze telefonul. N-a aștepta ca Dumnezeu să facă să-ți explodeze iPhone-ul tău. Nu aștepta. Ești la gura peșterii. Am spus și altă dată. Singura condiție când îți ia foc apartamentul ca să fii salvat când vin pompierii, știi care e? E o singură condiție. Să mergi să te apropii de geamă, că ei vin și te iau pe scară, te scoat afară, da? Asta e singura condiție. Dacă tu stai în cameră cu ușa închisă și nu vrei să deschizi geamul, niciun pompier nu te va salva. Singura condiție e să mergi la geamă. În seara asta vreau să-ți spun, dacă vrei să nu te mai simți singur, să nu mai ai la Facebook inimioara aia albastră, neagră sau nu știu, gri cum se afișează, șterge-o. Dar dacă în inima ta vrei să simți că nu mai ești singur, știi ce fă? Lipește-ți viața de Dumnezeu în seara asta. Spune-i Domnului, Doamne, de atâtea ori am crezut că singur. De atâtea ori am crezut că singură, că pe mine nu mă bagă nimeni în seamă. Și de fapt, tu erai acei lângă mine. Domnul e aici, lângă tine. Noi cântăm cântările acestea. Noi predicăm mesajele care ni le dă Dumnezeu cu un singur scop. Să știi că Dumnezeu e lângă tine. Să știi că Dumnezeu vrea să-ți ridice viața, vrea să te restaureze. Indiferent în ce peșteră ai intrat, indiferent pe unde ți se zbate viața, dacă ești la gura peșterii, Domnul îți schimbă viața. Să schimbe Domnul în seara asta vieți, să elibereze Domnul orice stare de depresie, să dea la o parte orice legătură străină, pentru că Dumnezeul nostru e Cel care se lipește de ființa ta atunci când îl chemi. Slăvit să fie numele Domnului! A treia nevoie care o avem în viața noastră, știți care mai e? Nevoia de valoare. Vrei să vorbești cu cineva, vrei să comunici cu cineva, dar vrei să știi că ești de valoare. Da? De aia faci facultăți, de aia îți pui la Facebook doctoratul, masteratul, le pui tăte și îți faci poza cipă, zici că ești cu televizorul după tine, nu? De ce? Ca să vadă lumea că tu nu ești chiar de neprețuit, da? Ți-o dat inelul, l-ai pus pe poză, da? Să vadă la care nu te-o cerut, ce-o pierdut, nu? Și omul vrea să arate că el e valoros. Uitați-vă tot ce se cântă în lumea aceasta, în exterior, în afară. Știi ce se cântă? Despre valoare. De ce maneliștii noștri cântă de valoare? Se simt subestimați, da? Tătă ziua eu am valoare. Las că se vede valoarea ta. Nu trebuie să te lauzi. De ce își pune lănțocul pe el și stă, așa zici, că e cocoșat? De ce? Că vrea să arate că are valoare. Dar vă spun ceva, dragi tineri, adevărata valoare care o are omul în viață e valoarea care o dă Dumnezeu. E valoarea care vine de la Dumnezeu. Auziți ce spune cuvântul Domnului? Ca să înțelegi că ești prețuit. Zice versetul 4 așa. De aceea pentru că ai preț în ochii mei. De aceea pentru că ai preț în ochii mei. Ești prețuit și te iubesc. Dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Cine poate face așa ceva? Cine? Că îți dă unul 100 de lei, îți dă unul 100 de euro și vrea să scape de tine. Dar zice Domnul, eu nu dau 100, eu nu dau 1000, eu dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Ceea ce aș vrea să înțelegi în seara aceasta este că nu ești un tânăr și o tânără oarecare. Tu ești prețuit și prețuită de Dumnezeu. Dacă cineva ți-o întors spatele, dacă cineva ți-o închis ușa, îi cineva care îți deschide brațele și îți spune că ești prețuită. Dar știi ce a fost problema? Ai bătut la ușa care nu a trebuit prea repede. Mi-a zis un tânăr în tabără, a zis, frate, zice, iubesc. Mă, nu-i rău, dar pe cine? Pe o fată, foarte bine. Câți ani are? 16 ani, nu-i bine, mă. Nu-i bine. Nu-i. Da, niciun da, lasă-o în pace, mă. Că dacă ar fi fata mea, nu știu ce ți-aș zice acum, las-o în pace.
O zâmbit și el, zice, chiar e prea repede. Ai bătut la ușa care nu care trebuia, dar ai bătut prea repede. Nu atunci, nu-i timpul atunci. Acum, când ai o anumită vârstă, înainte de pragul căsătoriei, sau dacă nu te caută nimeni, e momentul în care să înțelegi valoarea care o ai înaintea lui Dumnezeu. De aceea Domnul spune, eu îți înțeleg nevoia de a fi valoros. De-aia îți faci ce-ți faci. De-aia mergi cum mergi. Că vrei să fii băgat și băgat în seamă. E o nevoia noastră. Ascultați-mă, e o nevoia noastră. Cu asta ne-am născut. Să fim văzuți, să fim băgați în seamă. Dar îi cineva care, indiferent câți ne bagă în seamă, dacă El nu ne bagă în seamă, suntem cei mai nefericiți oameni. Oricine te-ar părăsi, oricine s-ar închide ușa, dacă Dumnezeu e de partea ta, ești cel mai prețuit tânăr din lumea aceasta, pentru că ai de partea ta pe Dumnezeu. Câți oameni n-au fost alungați de societate, dar Dumnezeu o sta lângă ei. Uitați-vă ce spune... Ce spunea aseară cuvântul lui Dumnezeu, mi s-a oprit gândul la un cuvânt, la un singur, două cuvinte care le-a spus de Daniel și de prietenii lui acolo în Daniel capitolul 1. Zice că Nebucadnețar a vrut ceva cu ăștia patru tine, știi ce a vrut? Să-i crească. Mă, ceva m-a răscolit, mă, și Nebucadnețar vrea să crească. Știi că și diavolul vrea să te crească? Și Dumnezeu vrea să te crească, și Dumnezeu vrea să investească în tine, dar și diavolul vrea să te crească. O zis Nebucadnețar, ați ajuns pe mâna mea, eu vă cresc, tu nu o să poți fără țigară, tu nu o să poți fără băutură, tu nu o să poți fără și fără și fără. Și uitați că tinerii aceștia, uitați-vă secretul acesta, când o investi Dumnezeu în ei, că ăștia n-or veni din Iuda să știe limbile haldeilor, da? Nu știu scrierile. Dar zice, după ce s-or hotărât și-or luat hotărârea care trebuie să nu se spurce, zice că Dumnezeu le-a dat înțelepciune. După hotărârea lor, Dumnezeu a început să investească în ei. Dumnezeu a arătat cât de valoroasă a fost hotărârea lor. De ce te uiți la viața ta și ești tot trântit la pământ? De ce te uiți și ești tot trântită la pământ? Nu crezi că e vremea să iei o hotărâre înaintea lui Dumnezeu? Ai vrea ca Dumnezeu să investească în tine? Nu investește Dumnezeu nimic până nu iei hotărârea, care e drumul, care e alegerea care vrei să o faci în viață. Tu ai nevoie, tu ai nevoie să fii văzut, ai nevoie să fii văzută. V-am spus și de alte dăți, cel mai bine văzut, știi unde ești? Nu pe Facebook, nu pe Instagram, nu la televizor, nu la show monden, știi unde ești cel mai bine văzut? Când stai lângă Dumnezeu. Omul care stă lângă Dumnezeu e cel mai bine văzut, e cel mai prețuit, pentru că e acolo cel care are valoare, cel ce-o crea pământul acesta. Uită-te cum ai stat lângă taică, tu am mers și eu cu copiii azi dimineață la deschiderea de nou an școlar și am stat și eu acolo. Știi cât de mândru stătea Iosef, acum ăștia lăsați mai mari, tii mei ai mai mare. Dar Iosef, știi cum s-a mers cu mine? Uite așa să uita în sus. Și nu era mult mai înalt ca el. Dar era bucuros că era lângă tata lui. Așa am fost și noi. Când cineva a vrut să ne facă rău, noi am știut că cineva ne apără. De ce ai spus, vin cu tata la școală? Când erai micuț, vin cu tata la școală. Că știai că e cineva care te prețuiește și te iubește. Și ăsta e gata să te apere. Îți cunoaște nevoia că vrei să fii prețuit. Îți cunoaște nevoia că vrei să fii văzut. Dar știi când ești văzut bine și rămâi cu finalul fericit? Când te lipești de Dumnezeu. Și ultimul lucru cu care vreau să mă apropii de încheiere. Domnul ne mai știe o nevoie și în textul acesta mai găsim o nevoie. Știți care e nevoia? Tot mare și asta, a patra nevoie. E nevoia de a fi iubiți. Nevoia de dragoste. Toți avem nevoie. Știți, băieți, cât ești de pătrățos. Aseară la rugăciunea pentru copii și cu asta o să închei cu o experiență ceva ce mi s-a întâmplat aseară aceea la rugăciune. Domnul, a venit câte un adolescent. Era ca sacul de ciment. Pătrat,
ți-ai pus mâna pe el, ai zis că îi fier beton, îi beton acolo concasat. Numai fibră pe el. Cât e băiatul de puternic, cât e băiatul de înțepat, nu-l mișcă nimic. Știi ce-l mișcă? Dragostea. Știți de ce Dumnezeu a ales cu dragostea să ne cucerească? Dragostea e soluția lui Dumnezeu pentru orice inimă. Orice inimă e mișcată de dragoste. Întreabă, poate-i taică tu împietrit, el așa mai de la munte, se întâlnește tătă ziua cu ursul, e așa mai morocănos. Nu e o problemă. Uită-te cum îl înmoaie maică ta. Știi cum îl înmoaie? Mere și îl mângâie și zice, hai ursul meu la mine. Știi ce face? Râde! Pentru că dragostea moaie inima. Știi cine ne-o iubi? Cine iubește cel mai mult? Dumnezeu. O zis Domnul aici în versetul 4. O zis, de aceea pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc. Știi unde-i dragostea adevărată? Dragostea adevărată nu cere, ci oferă. Dragostea adevărată nu te pune pe tine să te urci în autobuz să vii. Nu te pune pe tine tu să te pleci. Ci dragostea adevărată, zice aici în Isaia, zice pentru că ai preț în ochii mei, ești prețuit și te iubesc, zice, dau, nu cer. Ăla care cere, aia care cere, care nu mă cere, n-ai, nu ies în oraș, nu vii cu... Săptămâna trecută ai avut, ai venit, ai... nu mai ai, nu mai vin. Aia nu-i dragostea adevărată. Dragostea adevărată oferă. De ce versetul de aur a Bibliei, versetul roșu, punctul maxim a Bibliei, în Ioan 3:16, toți îl știm din copilărie, ce spune? Fiindcă atât de mult a iubit, te-a iubit Dumnezeu și m-a iubit. Știi ce a făcut? A dat. Și n-a dat dintr-o mie, a dat 100. Dintr-un milion, 10.000. O avut unul singur. Și pe ăla l-a dat. Nu i s-a luat, nu i s-a luat forțat, nu. Pe noi ne-a iubit mai mult decât l-a iubit pe el. Și l-a dat de bună voie pentru tine și pentru mine. Astăzi, predic cuvântul lui Dumnezeu, pentru că într-o seară ca seara aceasta, m-am întâlnit cu dragostea lui Dumnezeu. O seară ca seara aceasta, în seara aceasta te poți întâlni și tu cu dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu îți cunoaște nevoia de dragoste, îți cunoaște nevoia de afecțiune și știi ce-ți spune? Nimeni în lumea asta nu te iubește cum te iubesc eu. Auziți ce spune cuvântul Domnului în Isaia 48, versetul 17 și 18, spune așa: așa vorbește Domnul răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc, te ajut să iei decizii bune, alegeri bune. Te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi. În toate săgețile lumii, îi o săgeată care arată spre Dumnezeu. În toate mâinile care se întind spre tine în vremea aceasta, în fața nevoilor tale, ai diferite nevoi, se deschide o mână, se deschid două brațe, se deschid diferite situații. Întotdeauna Dumnezeu are drumul Lui care ți-l arată. În seara asta vreau să-ți spun că numai atunci când alegi cu Dumnezeu, când îți pui nevoile tale în mâna lui Dumnezeu, poți să ajungi la finalul fericit. Poți doar dacă alegerile tale sunt bune, sunt după voia lui Dumnezeu. Dacă înțelegi că ai nevoie de comuniune, dar începe să vorbești cu Dumnezeu. Nu mai arăta lumii întregi că ești singur. Scrie acolo, n-am prieten sau n-am boyfriend. Scrie, dar nu mai scrie că ești singur. Că ești singură, nu ești singur. Dumnezeu e lângă tine. O zis, eu sunt cu tine. Da, da, mi-a murit mama, mi-a murit tata. Am o boală incurabilă. Am examene căzute. Da, e o perioadă a peșterii. E o perioadă când trecem prin peșteri. Dar e perioada în care Dumnezeu vine, vremea când Dumnezeu se apropie și ne cheamă afară la gura peșterii. Poate pentru cineva în seara asta e glasul lui Dumnezeu prin mesajul acesta care îți spune, vino la gura peșterii, dau oameni pentru tine, te iubesc, te iubesc cu o iubire veșnică. Știi că întotdeauna când omul vrea să ia decizii în viață, știi ce se întâmplă?
Întotdeauna diavolul vrea să-i zdruncine hotărârea. Vrea să-i zdruncine hotărârea care o luat-o. Diavolul nu va sta nepăsător atunci când te hotărăști să faci alegeri bune ca să ai final fericit. De ce sunteți unii speriați de botez? Mi-e frică! Păi normal că vine diavolul să te zdruncine. Vreau să vă citesc ceva. Spune cuvântul Domnului în Luca 8, versetul 49. La un moment dat spune Biblia că vine Iair, fruntașul sinagogii, la Domnul Iisus. Și îi spune, vino că fiica mea trage să moară, vino la mine acasă. Ia o hotărâre să meargă înaintea lui Iisus cu problema lui. Și Domnul îi spune, vin împreună cu tine. Între timp vine o femeie, se atinge de el, timpul trece, femeia se vindecă, trec minutele, când ai fata pe moarte, când ai copilul pe moarte, fiecare secundă e o veșnicie. Asta se atinge de el, Domnul zice, dar cine s-a atins de mine? Trec minutele. În timp ce mergea cu Domnul spre casă, vin cei din casa lui și aduc vestea tragică și spun așa, nu mai năcăji pe învățătorul, căci fiica ta a murit. N-or veni să-l îmbrățișeze, să-i spună, îmi pare rău de tine, îmi pare rău, hai mai, or veni și or spus, nu mai năcăji că fiica ta a murit. O luat și el o decizie să-și aducă problema lui înaintea Domnului, să meargă braț la braț cu Domnul. Și diavolul vine și îl scutură. Vine diavolul și îl zdruncină. Vine diavolul și îl zdruncină, îi terfelește tot ce-o crezut în Dumnezeu. Și auziți ce spune versetul 49. Pe când vorbea el încă, vine unul din casa fruntașului sinagogii și îi spune, fiica ta a murit, nu mai supăra pe învățătorul. Și auziți acum, ce face diavolul și ce caută diavolul atunci când iei hotărâri să-l cauți pe Dumnezeu. Diavolul întotdeauna va veni să-ți aducă teamă și să-ți prăbușească credința. O veni să-i aducă teamă și să-i prăbușească credința. Când el a hotărât, aici sunt tineri care ați luat hotărâri, ați luat cereri de botez de la secretariat și poate trăiți o perioadă de zdruncinare. Ți-i teamă că nu o să poți ține pocăința. Ți-i teamă că nu o să te poți ține de Dumnezeu. Ai temeri în tine, în viața ta. Și diavolul te zdruncină, te scutură să-ți prăbușească credința. Știi ce îi spune Domnul? Se lipește de el. Și Domnul îi spune așa, versetul 30. Dar Iisus, când a auzit lucrul acesta, a zis fruntașului sinagogii, nu te teme, crede numai. L-o știu Domnul că e vulnerabil în astea două segmente. O venit teama și se prăbușește credința. Și Domnul vine să-l ancoreze și îi spune, eu sunt lângă tine. Îți știu nevoia, îți știu nevoia de vindecare în casă, îți știu că nu știu dacă mai avut încă o fică, nu știu dacă a avut o fată mai mare sau una mai mică, dar ca tată știu ce înseamnă când ai fata. E inima tăiată în bucăți, totul se prăbușește. Și Domnul zice, nu uita că eu sunt lângă tine. Nu uita că eu sunt lângă tine. Vreau să-ți spun, nu pot să te asigur că viața ta va fi fără probleme de azi înainte. Iei hotărâri spre Dumnezeu, finalul e fericit, dar drumul nu-i cu autobandă. Drumul spre Dumnezeu nu-i cu autobandă. S-ar putea să treci prin văi, prin peșteri, prin valea umbrei morții, dar te asigur de ceva, Domnul-i cu tine. Domnul-i lângă tine! Indiferent cât se agravează problema, atâta vreme cât ești lângă Dumnezeu, atâta vreme cât viața ta e ancorată în mâna lui Dumnezeu, e asigurată în brațul lui, nimeni și nimic nu te va smulge din mâna lui. Vrei să-ți ancorezi viața de lucrul acesta? Să-i spui Domnului, Doamne, uită-te, Doamne, că mi-e teamă, cât sunteți de tineri, cât sunteți de frumoși, de siguri pe voi, fiecare aveți temerile voastre. Și Dumnezeu ți le cunoaște. Ai frica de examen. Ai frica să nu fii prins cu anumite lucruri. Ai frica de viitor. Ai frici, frici, temeri și temeri, una peste alta. Dumnezeu îți cunoaște teama. Și eu zic la Iair, băi, ce te sperii așa, mă? Și cu tine, mă? Nu, Domnul, eu zic, știu teama, nu te teme, sunt aici lângă tine. Tu ai nevoia
ai nevoile acestea, ai aceste patru nevoi, pune-le toate patru în mâna lui Dumnezeu. Fă alegeri după voia lui Dumnezeu, nu te lăsa influențat de prieteni. Uită-te unde te-a adus prietenia cu X și cu Y. Uită-te unde te-a adus, uită-te ce în viața ta în urma prieteniei cu nu știu cine. Haideți să ne ridicăm pe picioare. Aseară stăteam aceea la rugăciunea pentru copii. Unii au venit aici în față din familii de pocăiți, cu lanțuri pe ei, cu ghiuluri, toți erau cu capul în jos. M-am uitat la unii, pe unii nu i-am văzut niciodată la biserică. Vreau să fac un apel în seara asta. Dacă mă aude cineva la internet sau voi aici în sală, dacă știi pe cineva că a luat decizii rele în viață, îi tânăr, a fost aseară la rugăciunea pentru începerea anului școlar și nu mai vine la casa lui Dumnezeu. S-au apucat de țigară, de nu mai zic de ce. S-au apucat de fel și fel de lucruri. Vreau să-i transmit ceva, că Dumnezeu îl iubește. Dă-i numărul meu de telefon, îl sun eu dacă nu vrea el, dacă zice că pe el nu-l mai caută nimeni. Te rog, adu-l cumva aceea să vorbesc cu el. Pentru că aici e locul unde ești căutat, nu ești respins, nu ești dat afară. Aici e locul unde Dumnezeu îți împlinește cele patru nevoi. Să simți că nu ești singur, să simți că aparții cuiva. Uită-te unde te-a dus diavolul. Dacă ai soră și ne auzi la internet, dacă ai copilul acasă, care îți spune, nu mă mai ducă pe mine, nu mă bagă nimeni în seamă. Te bagă în seamă cineva aici. În primul rând te bagă în seamă Dumnezeu. Și Dumnezeu îți dă siguranță, îți alungă teama, îți alungă neliniștea. Și aici e o comunitate mare de sute de tineri care te așteaptă să slujești împreună cu ei. Nu mai spune că ești a nimănui, că ești singur. Dacă ai venit poate în seara asta, văd suflete tineri noi veniți în seara asta. Poate ești din familie de pocăiți. Poate n-ai venit de ani de zile la tineret. Ai făcut fel și fel de alegeri în viața ta și te uiți că ești ruinat. Nu pleca, rămâi să vorbim la urmă. Rămâi să vorbim la urmă pentru că Dumnezeu are ce n-are nimeni pentru tine, așa cum are Dumnezeu. Aseară, în timp ce stăteam aceea, vine o tânără, așa până în pat, de fapt tânără, până în 40 de ani, cu un chip ca făina, albă la față, cu capul în jos plecat. Când am deschis ochii și am pus mâna peste ea de ne-am rugat, când i-am văzut chipul alb, am știut cine îi. Îi o tânără după care am trimis de multă vreme și am vorbit și cu ea și am trimis și pe alții să vină la adunare că Dumnezeu o iubește, Dumnezeu o așteaptă. Și o dat numai cu ignor. Aseară a venit, plângea cu capul în jos și a venit aceea în față. O trecut pe sub mâinile fraților, ne-am rugat pentru ea și-o plecat. Când am văzut-o, mi s-a frânt inima, dar totodată m-am și bucurat. Nu știu cum de-o ajuns, nu știu cum de-o vrut să dea toate piedicele la o parte. E o tânără care e legată de droguri. E o tânără legată foarte puternic de droguri. Și știți cum o pornit totul? Totul o pornit, ziceți voi, de la un prieten, mă. De la un prieten! O mers până la el să-l viziteze, să vorbească ceva cu el. Și pe masă erau... Și o întrebat, ce să stea? Și prietenul ei știa ce să-l. Și o zis, eu nu-ți spun ce îs. Nu-ți spun nici să probezi, nici să nu probezi. E alegerea ta. O tânără ce poartă numele din Biblie. O tânără care venea la casa lui Dumnezeu. O tânără care era iubită de Dumnezeu. Știi ce a făcut? O luat odată. Și de ani de zile totul s-a ruinat în viața ei. Și cel mai mare paradox, băiatul ăla care a fost în apartament acolo, s-a lăsat de prafuri, s-a întors la Dumnezeu, s-a pocăit și s-a întors la Dumnezeu. Și ea e în lume, ea e ruinată și vai săraca de ea prin ce situație trece. Dar indiferent
cât îi chipul de alb din cauza prostiilor care le-ai făcut în viață. Indiferent ce duci în inima ta și în viața ta, vreau să-ți spun că Dumnezeu iubește ființa ta. Dumnezeu vrea să te ridice din starea în care te afli. Dumnezeu vrea să-ți dea o nouă identitate. Dumnezeu vrea să-ți spună, nu ești singur. Vreau să cântăm o cântare, haideți să cântăm. Ați zis că aveți o cântare pregătită, tot inspirată de Duhul lui Dumnezeu. Și vreau să-ți spun în seara asta, dacă vrei să iei o decizie nouă, nu vreau să te oblig, nici n-am cum să te oblig. Nu vreau nici să te forțez, că nu vreau să zici că iei decizia la presiunea momentului. Dar dacă în seara asta vrei să iei o decizie nouă, să-L alegi pe Dumnezeu ca finalul vieții tale să fie fericit cu Dumnezeu, în timpul cântării sau în timpul rugăciunii, la final, că după ce vom cânta ne vom ruga, dacă ești acolo o tânără în sală și vrei să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, vreau să mă abandonez, să mă arunc în brațul Tău, vreau să simt dragostea Ta așa cum n-am simțit niciodată de la nimeni, vreau să simt că nu mai am starea singur și singură, ci că Tu ești lângă mine. Când vine furtuna, când vine deznădejdea, să știu că nu sunt singură, să știu că nu sunt singur. Când se clatină viața mea și ajung în peșteri, în peștera vieții, vreau să știu că Tu mă chemi la gura peșterii și îmi spui, nu te teme, că mai am de lucru cu Tine, vreau să te ridic. Tu nu ești de moarte, Tu nu ești așa cum vrei Tu să crezi, că ești de murit, că nu mai contează viața pentru Tine. Îți spun ceva, Dumnezeu dă lucruri mari pentru Tine, Dumnezeu are promisiuni mari pentru viața Ta. N-ai vrea în timpul cântării, dacă ești acolo pe bancă, să vii în față să ne rugăm pentru tine. Nu te oblig, nu te forțezi, dar dacă vrei să mergi cu o nouă hotărâre în viața ta, să spui, Doamne, Te aleg pe Tine și vreau să merg cu Tine până la capăt. Cei patru tineri acolo în Babilon au fost tinerii care întâi s-au hotărât și Dumnezeu după aia a început să investească. Până nu s-au hotărât, Dumnezeu nu a investit. Ei s-au hotărât să nu se spurce și Dumnezeu a investit în ei. Dumnezeu i-a ridicat. Ești o tânără pe care te va ridica Dumnezeu. Ești un tânăr pe care îl va ridica Dumnezeu. Dar trebuie să te hotărăști, să iei hotărâri noi, bune, să iei hotărâri în viața ta. Toate hotărârile tale vin în urma nevoilor tale. Toate nevoile tale, pune-le în mâna lui Dumnezeu și spune, Doamne, de astăzi merg împreună cu Tine. Haideți să cântăm din cântare. Și în timpul cântării, dacă e cineva, vino aici în față să ne rugăm împreună.